Bună dimineața din Beijing. Sunt în întârziere. De obicei la ora asta sunt la jumătatea drumului, iar aproape ora 7. Dar am uitat să mă barberesc azi noapte, aseară, și mai pierdut 10 minute în baie. Bun, mi-am comandat taximetru, după care povestim cum am sărbătorit sau ce se face aici de Halloween în China sau ce am făcut noi aici în Beijing. Stai să mă urc în taximetru mai întâi. Uite, îmi ajunge taximetru într-un minut. Bun, și a venit și taxiul. Deci folosesc aplicația asta și scanez acest cod. Și îți arată aici când am fost ultima dată testat. Și aici arată istoria vaccinărilor. Iar pentru că am plecat ceva mai târziu, uite, fac mai mult timp în la școală, de obicei 28 de minute. Acum sunt în taximetru deja de câteva minute și tot mai am 30 de minute. Oricum ajung 7, la 7:30 am ajuns, la 8 trebuie să fiu la școală. Iar acum, numai bine, am jumătate de oră să citesc fiecare dimineață, mă duc o carte și citesc dus întors la școală, aia înseamnă o oră liniștită. Stau un pic la citit, acum citesc cartea asta, Atomic Habits, de James Clear, foarte, foarte interesantă. Citesc așa, fac notițe pe carte, pentru că e cartea mea. Ok, la citit, după care avem timp, jumătate de oră să stăm de povești, acolo în parc, în fața școlii. Ok. Perfect, perfect, hai să vedem cât a costat taximetru și mă duc un pic în jos, în parc, la plimbare, să vă povestesc despre Halloween în China. Deci, bun, a costat 5,271 și acum dacă mi-a plăcut de acest taximetru, zic aici a purtat mască, da, ți-a plăcut, da, și i-am dat un rating. Ok. Deci, ieri, 31 octombrie, s-a sărbătorit Halloween. Noi de obicei nu sărbătorim Halloween, nu este un festival cu care ne identificăm, dar copiii din cartier toți s-au adunat acolo la noi în careu și am zis hai să mergem să ne jucăm cu copiii. A fost deja seară, ora 7:30 și lumea era îmbrăcată așa în costume din filme, din Star Wars, din Harry Potter, mariachi. Deci nu a fost nimica care să te sperie sau care să sperie pe copii. Din contră, cineva a adus și un costum de dinozaur și am avut așa un dinozaur mare, verde, care se plimba pe acolo și copiii se distrau și fugeau unul după altul. Și veneau și ziceau trick or treat, vrei să te păcălesc sau îmi dai niște bombonele. Și Zaharia s-a jucat și el acolo cu copiii, normal, ca și scuză de joacă, nu neapărat că s-a sărbătorit Halloween. Acum, astăzi, la școală, avem ceva activități speciale pentru elevi. Suntem o școală internațională, deci urmăm sărbătorile astea internaționale. Avem un haunted house, deci o casă bântuită. Avem așa o activitate unde elevii se pot îmbrăca astăzi în timpul zilei cum vor ei, în haine de personaj din filme sau ceva ce zic ei, ceva așa mai speriat, mai înfricoșător. Și fiecare elev care se îmbracă
sau dorești să se îmbrace cu alte haine, nu cu hainele, nu cu uniforma școlii, trebuie să plătească 10 yuan care se vor da la o caritate. Deci ideea este, din nou, nu neapărat să ne îmbrăcăm în haine înfricoșătoare doar de dragul de a ne îmbrăca, ci pentru a strânge niște bani pentru o caritate, caritate cu care școala lucrează în fiecare an. Deci asta este povestea. Iar apoi, peste câteva zile, vom sărbători Ziua Pământului. Acolo, din nou, toată lumea care vrea să participe se va îmbrăca în verde și din nou se plătește 10 yuan pe care din nou îi dăm la o caritate. Deci asta am făcut noi de Halloween. Nu este o sărbătoare, un festival special pentru noi. Anul trecut am fost cu Zaharia aici într-un cartier apropiat, la niște prieteni, și l-am îmbrăcat într-un costum de dinozaur. De data asta nu l-am îmbrăcat, că era cam frig afară și am vrut să fie îmbrăcat bine și nu mai încăput pe și dinozaurul de anul trecut, că o crescut. Deci era pur și simplu așa îmbrăcat, într-o salopetă verde și cu o căciuliță cu pompon roz. Foarte drăguță și numai bine, nu era foarte mare lumina acolo în cartier, în careu, deci numai bine îl vedeam unde este căciulița albă și pomponul roz. Ok, mă duc la muncă, este luni, de obicei lunea este o zi ocupată, iar la noapte de la 12 la 3 am o ședință de consiliere. Fii atent, m-am tăiat azi dimineață, că m-am grăbit să mă barberesc. Deci trebuie să fiu, să nu fiu foarte obosit, ca să pot să stau treaz la noapte 3 ore pentru sesiunea asta de consiliere. Ok, haideți la muncă toată lumea. Iar aici în parc, cățelușul se joacă cu o minge. Foarte drăguț. Ah, și ce am uitat să vă spun. Și eu m-am îmbrăcat astăzi de Halloween în costumul cel mai închis cu cămașă neagră. Deci ăsta este costumul meu, sunt îmbrăcat în negru. Și hai să zicem că am aici o cicatrice pe față dintr-o întâlnire de gradul 3. Și aici încă un cățeluș frumos cu doamna asta. Foarte jucăuș. Am terminat cu orele și haideți să vă povestesc o chestie interesantă. Deci videoul de ieri, din anumite motive, nu știu exact care, a prins destul de bine și lumea s-a uitat, are 3000 de vizualizări și YouTube îți arată unde s-a oprit lumea în vizualizarea videoului și exista așa o scădere în vizualizări în momentul în care povesteam cum am oprit în parc și am făcut 5 tracțiuni și acolo la cele 5 tracțiuni lumea a zis gata, nu mă mai uit la ăsta. Destul de interesant, dar ideea este că arătam în acel video exact ceea ce făceam eu într-o zi și eu fac tracțiuni în fiecare zi și dacă tot înregistrez și tracțiunile. Deci, am terminat corele, fac repede 10 tracțiuni, vă arăt, vă rog, uitați-vă până la sfârșitul videoului dacă doriți, dacă nu, ei, asta este. Citeam astăzi dimineață în cartea asta Atomic Habits, ziceau, atunci când repeți un obicei în fiecare zi și devine un habit, devine o chestie care o faci în fiecare zi, atunci acel habit devine parte din personalitatea ta. Deci așa sunt eu, omul ăla care face tracțiuni în fiecare zi.
Deci fac aici niște tracțiuni frumoase, hai să fac 10 tracțiuni frumoase. Așa îmbrăcat frumos, da? Și ca să nu se plictisească lumea, le-am dat așa în editare cu viteză mai mare. Ok, continui acum aici antrenamentul, dar nu vă mai arăt. Și am terminat cu ziua de muncă. Și mi-a venit și mașina. Trei de minute până acasă, va fi și mai ieftin. Sunt aproape de casă, am citit exact 10 pagini pe drum, am citit un pic niște știri despre tragedia asta din Coreea de Sud, cu acel eveniment de Halloween unde au murit mulți oameni, iar acum intrăm acasă. Pentru cei care ați mai venit de aici pe la blog, știți acest drum destul de bine. Că tot am vorbit astăzi despre Halloween, ar fi câteva chestii de spus despre tragedia din Coreea de Sud, dar aștept mai multe detalii ca să-mi fac așa o idee mai clară, iar apoi poate vă spun niște gânduri și niște lecții ce avem de învățat din această tragedie. Ok, am ajuns acasă! Ciao, ciao, pe mâine! Am uitat să arăt, călătoria la întoarce a fost doar 39-21 de ioane. Zaharia! Hei! Ce faci? Ce faci, frumusețe? Ce mâncăm? Tăi? Wow, ce bun ești! Niam, niam, niam! Bravo! Wow, ce bun ești! Oh, miom, 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 miom! Ce frumusețe mea! Hai să mâncăm! Haide, haide! Mâncăm! Mâncăm!